Mihaela Buzărnescu a suferit miercuri seară o accidentare la gleznă în timpul meciului cu Elina Svitolina. Românca a țipat și a plâns de durere. Sportiva a primit îngrijiri medicale la marginea terenului, iar apoi a fost scoasă din arenă într-un scaun cu rotile. Am fost șocată să o văd cu asemenea dureri. Nu știam ce să fac pentru a o ajuta. E cea mai gravă accidentare pe care am văzut-o în carieră. Glezna creștea și se înroșea, a declarat Elina Svitolina. Accidentarea Mihaelei Buzărnescu deschide o serie de întrebări în lumea tenisului. Organizatorii de la Montreal au fost puși la zid după ce sportiva s-a accidentat. Directorul turneului a încercat să se apere. Totul putea fi evitat dacă arbitrul meciului o asculta pe sportivă. Arbitrul a coborât din scaun și a purtat un dialog cu Buzărnescu după ce românca susținea că terenul alunecă din cauza ploii. Acesta a verificat suprafața de joc și a hotărât că partida poate merge mai departe. În funcție de investigațiile medicale de astăzi, se va stabili un diagnostic corect pentru sportiva Mihaela Buzărnescu.